Asociația Not Different, dedicată misiunii de a promova integrarea și sprijinul pentru persoanele neurodivergente, a organizat prima ediție a Târgului de Toamnă, Rod de Toamnă Diferit, cu dragoste pregătit. Alături de fondatoarea Asociației Mihaela, Cristina Lupu depune eforturi pentru integrarea persoanelor cu dizabilități intelectuale prin programe complet gratuite, Adelina Ungureanu, Lucian Dicu și psihoterapeut Liviu Predescu. Noi suntem Asociația Not Different. În 2 ani de zile, ceea ce facem noi este prin ceea ce ne face diferiți, este că oferim ca un fel de centru de zi, timp de 4 ore zilnic, de luni până vineri, suport și activități de recreere și ateliere persoanelor cu dizabilități intelectuale. Din ceea ce știu, la momentul acesta suntem singura asociație din România care oferim aceste ateliere gratuit. Nu știu dacă mai sunt colegi, noi nu ne-a fost încă dată această informație. Cum reușim să ne susținem? După cum vedeți, cu activitățile noastre care le facem aici la asociație. Câți copii frecventează asociația? La momentul acesta asociația are peste 80 de membri înscriși, tipici și atipici. După cum bine știți, noi vorbim de persoane cu dizabilități intelectuale, dar scopul asociației este de a-i pune pe aceștia împreună cu persoane tipice, după cum se ved, voluntarii noștri, micii noștri voluntari, și atunci primim pe toată lumea. Printre persoanele neurotipice, să spunem, cu dizabilitate intelectuală, paritatea este la jumătate. Și atunci cumva se susțin unii pe ceilalți? Se susțin unii pe alții în toate activitățile, ceea ce pe noi ne face foarte bucuroși, pentru că acesta este scopul nostru de incluziune și integrare a lor. Ne-am inspirat, da, de la școala numărul 13, fiind mămică, am rugat părinții fiecare să ne aducă ce au pe acasă, da, de toate, borcanele, borcanașe. Le-am luat, după cum se vede, au fost copiii care le-au curățit, le-au pus etichete frumos, le-au legat, le-au ornat. În cadrul primei ediții a Târgului de Toamnă Diferit, cu drag pregătit, au fost oferite spre vânzare conserve, dulciuri de casă, bijuterii și tablouri realizate de membrii acestei asociații. Toate sunt realizate în interiorul asociației de copii atipici împreună cu cei tipici. Asociația a fost înființată în anul 2022 și de atunci persoane neurodivergente interacționează zilnic, timp de 4 ore, alături de voluntari. Acest fapt permițându-le să nu se simtă diferite de celelalte persoane. Aici facem diverse lucruri, tot felul de lucruri, adică... De exemplu, tu ce ai făcut pentru târgul ăsta? Eu am adus prăjituri, da. Am adus borcane, tot ce am avut eu prin casă cât mai bun. Prăjiturile le-ai făcut împreună cu mami, borcanele de dulceață și de murături la fel, ai făcut împreună cu mami. Da, da. Spune-mi, cum ți se par acești copii de aici? Cum vă jucați voi împreună? Noi ne înțelegem foarte bine, adică trebuie să ne înțelegem că suntem până la urmă toți la fel. Particip la această minunată expoziție de picturi, lucruri întocmite de diferiți copii cu probleme diferite, care s-au adunat într-un centru pentru care îi mulțumim foarte mult, Cristine, care se zbate să-l mențină în viață. Eu am aflat târziu de centru, am un băiat adult care frecventează centru și are 33 de ani și îi mulțumim pentru că foarte greu găsim un loc în care noi, adulții, putem să aducem la rândul nostru copii adulți pentru a socializa, pentru a se simți integrați într-o colectivitate, să nu neapărat să performeze, dar să aibă o evoluție, adică orice pas înainte înseamnă ceva bun și pentru el, și pentru noi, și pentru societate. Cu banii strânși în urma acțiunii caritabile se va completa necesarul de mobilier, precum și de materiale didactice de care membrii asociației au nevoie. Cei care doresc să susțină această cauză nobilă și să sprijine eforturile pe care le fac membrii asociației pentru ca aceste persoane să nu se simtă cu nimic diferit de celelalte, sunt așteptați la sediul asociației situat pe strada Nicolae Titulescu, numărul 9, complex Dovalii.